Bună, dragilor, și bine ați venit la cea de-a doua jumătate de book haul din cele 70 de cărți care au venit în biblioteca mea în ultima perioadă. După cum v-am spus deja, am împărțit book haul-urile în două părți, cărți fictive și cărți de non-ficțiune. În acest videoclip vă voi prezenta cărțile de ficțiune, adică romanele, așa că stay tuned și haideți să vă arăt ce mi-am cumpărat. Prima este această superbitate de care nici măcar nu știam, de la editura Art în ediție hardcover, Doctorul Jekyll și Domnul Hyde de Robert Louis Stevenson. Am ascultat versiunea de teatru radiofonic de la această poveste, care este de asemenea destul de scurtă, așa că știu în mare parte despre ce este vorba, dar am văzut-o pe Vinted și nu m-am putut abține și trebuia să o am. Tot de la editura Art am făcut rost în cele din urmă de Flori pentru Algernon de Daniel Keyes din colecția Cărți Cult, care mi-e place foarte, foarte, foarte mult. Știu că a fost un mare hype cu această carte acum câțiva ani, însă, ca de obicei, eu ajung ceva mai târziu la astfel de cărți populare. Cred că o să-mi placă din ce am înțeles eu despre conținutul său, însă măcar o voi citi și eu îmi voi putea crea o părere. Aici am o carte pe care am mai deținut-o cândva în copilăria mea, însă pe atunci nu-mi prezenta interes, acum însă da, se cheamă Ospiciul Muzelor de David Chuchlevski. A apărut în colecția Romane Psi de la editura 3, are această copertă plină de simbolism și cred că acum, la această vârstă și cu interesele pe care le am, mi-ar plăcea. O carte de pe wishlist-ul meu, scrisă de Virginie Despentes, se cheamă Trage-mi-o, a apărut în colecția Aeroscop la editura 3, știu că este foarte populară și controversată, sau cel puțin a fost la vremea când a fost lansată. Nu pot spune că am parcurs nimic cap-coadă de la această autoare, însă îi tot colecționez cărțile și cred că mi-ar plăcea, mai ales din ce am citit de pe descrierea de pe spate. Acest monstruleț de carte l-am cumpărat la îndemnul și influența tuturor book lover-ilor pe care eu îi urmăresc. Pare că toată lumea a fost destul de încântată de bunica mi-a zis să-ți spun că îi pare rău și de cărțile lui Frederick Backman în general, așa că am decis să investesc și eu în această carte, un volum foarte voluminos, însă mi-am aruncat puțin ochii printre pagini și am văzut că fontul este destul de mare. Doamne, știu că par ca un copil care are nevoie de cărți cu poze și un font de jumătate de pagină, dar pur și simplu nu pot să citesc cărți atât de lungi fără să-mi pierd concentrarea, însă poate că Frederick Backman va fi excepția de la regulă și îmi va plăcea și mie această carte care a apărut în colecția Musai. Aici am o cărticică scurtă, în complementaritate, de Matia Senard, Dorință, care a apărut în colecția Babela, editura Nemira. Am mai citit încă o carte de la acest autor, care se numea Vorbește-le despre bătălire și elefanți. Sper că nu am încurcat ordinea substantivelor. Ei bine, aceea mi-a plăcut foarte mult și cred că și aceasta mi-ar plăcea, pentru că ce mi-a plăcut a fost stilul de scriere al autorului, așa că sunt toate șansele să mă îndrăgostesc și de aceasta. Aici am o carte pe care am păstrat-o în folie pentru că nu știu ce să fac cu ea. Este cam urățică, după cum ar spune jurații de la Bravo, ai stil bohoșic, ar fi fost un termen pozitiv. Nu mi-amintesc exact termenul inventat de Morris sau cine mai e în juriu, însă 1984 și Ferma Animalelor în această ediție de la Litera. Am achiziționat-o pentru că, într-adevăr, voiam să dețin aceste cărți pe care le-am citit, însă chiar nu mă pot hotărâ dacă să păstrez cartea sau să o dau mai departe, așa că poate mă puteți ajuta voi să aleg. Aici am o carte de la Pandora M, una dintre editurile mele preferate, de Leila Slimani, În grădina căpcăunului se numește ea. Este un roman destul de scurt, citit în descrierea de pe spate, pare ceva super fantezist. Știu că și această autoare este destul de populară și îndrăgită, așa că nu am rezistat tentației și vreau să-i dau și eu o șansă. Aici am o carte despre care nu auzisem înainte, scrisă de Joyce Carol Oates, se numește Bestie și a fost publicată acum ceva timp tot la Pandora M, dar este o ediție mai veche, de aceea nu arată precum celelalte. Am găsit-o într-un anticariat online când am pus comandă ultimele câteva dăți. Am mai citit și alte lucrări ale autoarei, deci cred că mi-ar plăcea, este o lucrare scurtă și vom vedea ce o să iasă și din asta. Veți putea citi recenziile oricum pe site-ul meu, cristinaboncea.com. Aici am un volum de poezii scris de Ana Blandiana, Refluxul Sensurilor, pe care l-am și citit și mi s-a părut destul de simpatic. Nu prea citesc poezie de felul meu, n-am mai citit de destul de mult timp.
Și de Ana Blandiana nu știam foarte multe lucruri, în afară de ce mai auzisem pe la școală, însă cred că mi-ar plăcea să-i parcurg și celelalte volume, pentru că pare a avea un stil interesant. Habar n-am, nu cred că ar putea fi vreodată poeta mea preferată, însă mă bucur că i-am dat o șansă. Aici avem o carte aflată de foarte mult timp pe wishlist-ul meu, nici măcar nu mai știu de unde am găsit-o, că văd că e în stare perfectă. Probabil din vreo librărie, chiar nu mi-amintesc, Viața domnului de Molière de Mihail Bulgakov. N-am citit nimic de la Bulgakov până acum, însă cu atât mai puține lucruri știu despre Molière. Cartea a apărut în colecția Raftul Denisei de la Humanitas. Chiar mă mir de faptul că este în stare perfectă, chiar aș vrea să mi-amintesc de unde am comandat-o. Anyway, nu știu foarte multe lucruri despre conținutul ei, însă știu că m-a intrigat la momentul când am descoperit-o, probabil acum vreo 10 ani sau ceva de genul ăsta. Așa că now it's finally mine. Aici am tot așa o carte pe care am descoperit-o întâmplător. Se numește Supra Bărbatul de Alfred Gerry și a apărut la editura Art în colecția Desenul din Covor. Mai am câteva cărți din această colecție, printre care Păianjenel, care este una dintre favoritele mele all time. Așa că am fost influențată să o achiziționez și pe aceasta. În mod bizar, mai exista încă o carte de la același autor în aceeași colecție, care cred că se numea Supra Femeia sau ceva de genul, și mi-au spus de la anticariat că nu o găsesc nicăieri, deși ea era afișată pe site, așa că este straniu. În orice caz, nu mi-am putut da seama nici măcar dacă este o carte de ficțiune sau non-ficțiune, însă am tins eu să cred că este ficțiune și de aceea o prezint în acest book haul și nu în celălalt, pe care vă invit să-l vizionați dacă n-ați făcut-o deja. Aici am o superbitate de carte din colecția Art Classic de la editura Art, H.G. Wells, Omul Invizibil. Deci ador cărțile din această colecție pentru că au niște coperte superbe și sunt efectiv realizate cu calitate, s-a investit în calitatea lor și acest lucru se vede inside and outside. Nu am citit această poveste, de fapt nu am citit nimic de la Wells până în prezent. Am impresia că am ascultat o piesă de teatru radiofonic la un moment dat, dar cam atât. Și am găsit-o, bineînțeles, pe Vinted, unde vă invit și pe voi, dacă n-aveți deja cont, puteți cumpăra din cărțile pe care le am eu la vânzare sau alte obiecte sau alte cărți. În orice caz, Vinted e absolut grozav. Tot de acolo am găsit la un super preț și Fahrenheit 451 în această superbă ediție din colecția Cărscul de la editura Art. Am și citit această carte, deci veți auzi despre ea în următorul wrap-up, dar ador coperta, este absolut superbă și am văzut chiar ieri că se vinde pe Elefant cu un preț exorbitant, 130 de lei sau ceva de genul, și eu am cumpărat-o cu probabil undeva la 20-25 de lei. Sunt foarte încântată. Aici am o carte pe care mi-o doream pentru că am mai citit o altă carte scrisă de Robert Sithaler. Aceasta se cheamă O viață de om și eu am mai citit The Tobacconist, o carte pe care am găsit-o în limba engleză, într-un anticariat firește. Am citit-o pe aceea, mi-a plăcut. Aceea nu este tradusă la noi, însă l-am căutat pe Google, cum as one does, și am găsit-o pe aceasta. O povestire scurtă, sper să-mi placă. Și să regăsesc același stil al autorului, care mi-a plăcut foarte mult. N-am auzit vorbindu-se pe nicăieri despre acest autor sau această carte, nu-i mai văzusem coperta, dar sunt toate șansele să-mi placă. O carte pe care de asemenea am fost influențată să o cumpăr, Splendida cetatea celor 1000 de sori de Khaled Hosseini de la editura Niculescu. Știu că foarte mulți dintre voi ați citit-o și ați fost încântați de ea. Are foarte multe recenzii pozitive, așa că m-am gândit că ar trebui să îi dau și eu o șansă, chiar dacă nu pare neapărat genul meu la prima vedere, dar dacă atât de mulți oameni sunt atât de încântați de ea, probabil, adică sunt mari șanse să fiu și eu. Bineînțeles că este New York Times bestseller, dar mai multe nu aș ști să vă spun. Aici am o altă carte descoperită întâmplător într-un anticariat online, Nu mă atinge, de Dumitrița Stoica, un foarte scurt roman. Știu că Dumitrița a fost câștigătoarea unui concurs de debut, cred că organizat de Humanitas, și astfel a ajuns cartea ei în mâinile mele și ale altor cititori. Habar n-am despre ce este vorba, însă sunt tare, tare curioasă să aflu. Aici am o altă carte din colecția Raftul Denisei de la Humanitas, Anomalii de Joey Goebel. Tot văzusem cartea asta prin anticariate, diverse librării, dar nu știu de ce nu mă atrăsese. Probabil coperta nu mi se pare cea mai frumoasă, însă apoi am citit descrierea și pare ceva pe gustul meu, ceva ce mi-ar plăcea. Prin urmare, nu mai știu de unde, dintr-una din sursele pe care vi le-am menționat, Vinti, de Mag sau anticariate, de acolo am cumpărat-o și la un moment dat o să o și citesc. De pe Vinti am achiziționat Trezirea de Kate Chopin. Shopping?
carte scrisă acum ceva mai mult timp, dar care a fost destul de controversată la vremea ei. Asta este tot ce mi-amintesc. Nu știu dacă v-am spus, dar vă repet, ador cărțile din colecția Rao Classic. Am aceeași părere despre ele, precum cele din colecția Cărți Cult sau Rao Classic. Au o calitate foarte bună, sunt hardcover, sunt foarte îngrijite și chiar am mare încredere în felul în care au fost traduse. Revenind la Trezirea, nu mai mi-amintesc povestea, mie îmi sunase ceva de genul D.H. Lawrence, s-ar putea să-mi placă, am achiziționat-o la un preț foarte bun de pe Vinted, vă repet, și iată-o aici. Am reușit în sfârșit să fac roșii de Painted Black, de Janet Fitch, cealaltă carte care a fost tradusă de la Janet Fitch în română, cred că sunt doar acestea două, adică cea de aici și Leandrul Alb, care este în top 5 favorite all time, efectiv, m-a dat peste cap acea carte, mi-a plăcut extrem, extrem de mult, mai mult decât filmul. În Painted Black nu știu despre ce este vorba, dar știu că s-a făcut un film și după aceasta și având în vedere cât de mult mi-a plăcut stilul de scriere al autoarei, probabil o să o iubesc la fel de tare, abia aștept să citesc, dar mi-e și teamă în același timp. Cred că îmi voi întregi colecția de cărți scrise de Michael Cunningham cu Până la căderea nopții, publicată la Biblioteca Polirom, în colecția de la editura cu același nume. Nu am citit niciuna dintre cărțile pe care le dețin de la Michael Cunningham, excepție făcând cea cu bazme repovestite, despre care nu mi-amintesc cum se numește și care nu mi-a plăcut. Însă, cred că o găsisem la un preț bun și de aceea am decis să o achiziționez și pe aceasta. Aici am o ediție drăguță din poștă a lui Charles Bukowski, pe care am citit-o și cred că este singura carte care mi-a plăcut de la el. Este foarte autobiografică, ne spune cumva povestea, acum a ajuns el să scrie cărți și să devină atât de cunoscut în cele din urmă. Am decis că merită recumpărată cartea și îmi doream această ediție, așa că asta am făcut, am cumpărat-o. Iar aici am Șuncă pe pâine, tot de la Charles Bukowski, pe care n-am citit-o și în care nu știu despre ce este vorba, dar mi-a fost recomandată de către Alex Voicescu când aveam vreo 16 ani și mi-a tot rămas în minte și nu o găseam pe nicăieri, mai ales în ediția asta, și acum am găsit-o în sfârșit, așa că probabil o să o citesc și sper să-mi placă, măcar la fel de mult cum mi-a plăcut poșta, pentru că eu nu prea am o relație foarte bună cu domnul Charles Bukowski, nu prea mi-au plăcut celelalte scrieri ale sale, dar recunosc că are farmecul lui. Aici am volumul 1 și volumul 2 din Roșu și Negru, scrise de Stendhal, publicate în această superbă ediție. Mulțumesc fetei care mi le-a vândut de pe Vinted la un preț atât de bun, nu mai mi-amintesc prețul, firește, dar mă bucur că le-am, știu că probabil o să dureze foarte mult timp până o să ajung să le și citesc, erau pe lista de lecturi recomandate în liceu sau ceva de genul ăsta și e ceva poveste de acum câteva secole. Nu știu dacă ar fi pe gustul meu, dar numai faptul că am cărțile în această ediție atât de frumoasă mă îndeamnă să mă apuc la un moment dat de lectură. Aici am încă o carte scrisă de Gabriel García Márquez din colecția Rao Classic de la Rao, Dragoste în vremea holerei, tot de pe Vinted am achiziționat-o ca să o adaug la colecția cu celelalte cărți scrise de acest autor pe care nu le-am citit. Știu că aceasta a fost bestseller când a izbucnit pandemia, nu e deloc de mirare. Eu nu știu povestea, sinceră să fiu, și mă cam descumpănește dimensiunea cărții, dar mă bucur că o am și poate noaptea când o să dorm în vise o să fiu cuprinsă de energia tuturor cărților necitite și știți, e ca în expresia aia cu a te pune cu burta pe carte, dar dacă îmi lipesc cărțile așa de creier, poate o să absorbă informația în mod inconștient și ceva de genul acesta. Din aceeași colecție am cumpărat Afinitățile elective de Johann Wolfgang Goethe. De la Goethe am mai citit doar Suferințele tânărului Werther, care nu mi-a prea plăcut mai deloc, nu am găsit nimic cu care să rezonez acolo. Însă când am văzut pe mag această ediție atât de drăguță, cu această altă poveste pentru care Goethe este cunoscut, am zis că poate merită totuși să-i mai dau o șansă acestui mare geniu german. Despre domnul Andrei Gide am oarecum aceeași părere, adică probabil a fost un geniu al timpului său, un geniu francez de data aceasta. Aici am Fructele Pământului și Noile Fructe, dețineam această carte în ediția Biblioteca pentru Toți, publicată acum 1000 de ani, știți, cărțile acelea mici și învechite, și am zis să schimb acea carte cu aceasta care este nouă, nu am citit nimic de la acest autor, dar s-ar putea să-mi placă, cred că am o afinitate mult mai mare față de francezi decât față de nemți. Da, și acesta este raționamentul în baza căruia îmi cumpăr eu cărți. Aici am o foarte scurtă și foarte drăguță cărticică în limba engleză, The Lady in the Van, Now a Major Film Starring Maggie Smith. Cartea a fost scrisă de Ellen Bennett, dar spune că este a true story. Mi-a plăcut foarte mult cum arată, a fost foarte ieftină și este foarte scurtă.
Așa că probabil o să citesc, nu știu, maxim jumătate de oră și apoi o să mă uit la film. Dar, da, practic, din acest motiv am cumpărat-o. Am reușit în sfârșit să pun mâna nu pe una, ci două dintre cărțile scrise de Ryu Murakami publicate la colecția Biblioteca Polirom de la Polirom. Aceasta este albastru nemărginit, aproape transparent. Și aici am hituri celebre din epoca Showa. Știu că mă uitasem peste descrieri înainte de a achiziționa aceste cărți, dar chiar nu mi-amintesc despre ce ar fi vorba. Eu cel mai mult îmi doream să citesc Ecstasy, dar momentan nu găsesc acea carte în acest format la un preț accesibil. Așa că o să mă mulțumesc să-l descoper pe Ryu Murakami astfel și sper să-mi placă mai mult decât Haruki Murakami. Probabil nu este nicio legătură între cei doi, au doar un nume de familie identic, dar am rămas oarecum cu sechele de la acel autor care spune foarte multe fără a spune nimic, așa că sper să nu fie cazul și lui Ryu. Penultima carte din acest book haul de cărți de ficțiune este Alte glasuri, alte încăperi de Truman Capote. Anul acesta am citit Mic dejun la Tiffany, cred că prima carte pe care am parcurs-o de la acest mare autor american, și mai dețin și altele și probabil din acest motiv am decis să o cumpăr și pe aceasta. Probabil avea un preț bun, chiar nu mi-amintesc, și nu am idee când o să ajung să o citesc, dar eu tot îmi completez colecția. Și ultima carte din ultra-lungul meu book haul împărțit în două părți, Frankenstein de Mary W. Shelley, găsit în această minunată ediție, în condiție perfectă, nu mai știu de unde l-am cumpărat, dar mă bucur că am făcut-o. Nu am parcurs niciodată Frankenstein în original, dar bineînțeles că știu cea mai mare parte din poveste, totuși am decis că trebuie neapărat să aibă un loc în biblioteca mea. Ei bine, asta a fost și cu cele două book haul-uri pe care le-am avut în plan, cu cărți pe care am vrut să vi le arăt. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și nu uitați să dați subscribe, thumbs up, poate un comentariu și ne vedem data viitoare!